Dacă într-o bună zi ar veni niște extraterestri la mine sau pe Pământ, să zicem, și ne-ar spune următorul lucru. Noi vizităm toate planetele locuite din Univers, toate planetele unde există ființe gânditoare, ființe care scriu literatură. Avem milioane de planete de văzut, deci acum facem o escală la voi pe Pământ și vrem să ne dați un singur nume de scriitor reprezentativ pentru specia umană și pentru aventura umană. Unul singur, pentru că nu avem timp să citim nici foarte mult și suntem grăbiți. Deci, un singur nume din toată literatura universală scrisă pe Pământ, de pământeni, care să reprezinte pentru voi ceva important, un nume de autor și un nume de roman care să sintetizeze în el esența umană, esența aventurii umane. Dacă acești extraterestri ar veni într-adevăr pe Pământ și ar cere să le spunem acest lucru, să le dăm un nume de autor și un nume de roman, eu aș alege pe Don Quixote, pe Cervantes, Miguel de Cervantes, cu aventurile lui Don Quixote de la Mancha. Acest roman stufos, care este și tatăl romanelor, într-un fel, romanelor moderne, pentru mine reprezintă într-un fel esența aventurii umane, cu generozitatea ei și cu gradul ei de speranță, de eroism și de iluzii. Dar pentru că tema pe care ne-am propus-o astăzi este să recomandăm unor cititori potențiali 10 romane din literatura universală, am să merg mai departe și după ce pun pe listă, pe primul loc, pe Don Quixote de la Mancha, aș mai pune încă 9 cărți. 9 cărți, sigur, care m-au marcat pe mine de-a lungul anilor, începând de pe la vârsta de 15-16 ani până acum, recent. Nu e ușor de făcut o selecție, 10 romane care să conteze, 10 romane care să poată, de exemplu, configura viața culturală a cuiva, dar e un joc literar și iată, propun lista următoare. Pe locul 2, cred că l-aș pune pe Dostoevski, pe Fyodor Dostoevski cu Crimă și Pedeapsă. Pe locul 3 l-aș pune pe Kafka, Franz Kafka, Procesul. Un autor fără de care nu putem înțelege de ce lumea este uneori atât de absurdă, de ce ființa umană uneori se confruntă cu absurdul și ea însăși are zone de absurd în contradicțiile ei insuportabile. Pe locul 4, cred că aș pune un roman mai optimist într-un fel, mai lejer, și anume Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde. Este atâta inteligență și un roman spumos. Oscar Wilde spunea de altfel, pronunța această frază extraordinară, realitatea imită arta. Gabriel García Márquez l-aș pune pe locul 5 cu 100 de ani de singurătate, o carte, îmi amintesc și acum câte minute în șir, câte ore în șir am rămas într-o stare de stupefacție, de beatitudine când am terminat acest roman, când am terminat de citit acest roman. Pe locul 6 l-aș pune tot pe linie absurdistă pe Albert Camus, Străinul, de exemplu. Mai departe, n-aș putea ocoli Muntele Vrăjit, Thomas Mann, Muntele Vrăjit. Mai departe aș pune o autoare pe Virginia Woolf, Orlando. O carte atipică, o carte care perturbă, aș spune, clișeele sau strategiile cunoscute în materie de literatură. L-aș mai pune pe scriitorul britanic de origine japoneză, Kazuo Ishiguro, a luat premiul Nobel în 2017, cu un roman în românește se numește Să nu mă părăsești, o dramă a clonelor umane, un roman tulburător, iar pe locul 10, tot o autoare, o poloneză care a luat recent premiul Nobel în 2018, Olga Tokarczuk, tot așa cu un roman atipic care ne face să călătorim prin sufletul nostru și prin lume rătăcitorii. Iată lista mea, improvizată acum, ea nu reprezintă însă toate
toate romanele pe care le-aș pune pe primul loc, în prima categorie a marilor mele iubiri literare. Și de fapt, nu așa se citește pe sărite 10 romane esențiale din istoria literaturii. Când începi să citești și îți place să citești și simți că te regăsești pe tine în lectură, simți că te construiești prin lectură, de fapt, începi să citești tot ce a scris un autor care te interesează. Când îți place o carte semnată de Hemingway, citești tot Hemingway. Când citești o carte care îți place din Balzac sau din, știu eu, Michel Tournier, citești tot Michel Tournier. Când citești un roman de Michel Houellebecq, citești după aceea toate romanele lui Michel Houellebecq. Și cam așa, când te îndrăgostești de un autor, încerci să citești cam tot ce a scris el. Și după aceea, citind, mai și călătorești. Este interesant să citești romane din spațiul european, dar din spațiul asiatic, din spațiul latinoamerican, din spațiul nord-american. Literatura este o fabuloasă călătorie. Este imposibil să o rezumi în 10 romane, dar totuși am jucat acest joc astăzi pentru că așa mi s-a propus. Lectură plăcută celor care îmi vor urma sfaturile.